Horoscopul dragostei este o previziune astrologică care se concentrează asupra aspectelor romantice și relaționale ale vieții unei persoane, în funcție de poziția planetelor și a zodiei sale. Află care dintre zodiile hărții astrale are șansa de a se căsători în 2023. Zodiile vor acorda o atenție deosebită iubirii, câștigurilor financiare și relațiilor sociale. Universul va fi în favoarea lor și le va oferi multă energie, iar tranzitele planetelor vor favoriza evenimente pozitive pentru nativii zodiacului. Dragostea surâde pentru mai mulți nativi, care au șansa să se căsătorească în anul 2023 cu partenerul potrivit. Taur. Când vine vorba de relații, Taurul este cunoscut pentru loialitatea și stabilitatea sa. Anul acesta este un moment excelent pentru a te concentra pe consolidarea legăturii cu partenerul de viață, pentru că aveți șansa să vă căsătoriți. Asigură-te că îți faci timp să te apreciezi și să te concentrezi pe lucrurile mărunte care îți fac relația specială. De asemenea, este posibil să doriți să planificați o excursie specială sau o ieșire împreună pentru a marca începutul noului an. Cu puțin efort, vă puteți asigura că relația voastră rămâne puternică și sănătoasă. Săgetător. Săgetătorul este un semn de optimism, aventură și explorare. Anul acesta este un moment minunat pentru a profita de această energie și pentru a investi în tine și în relațiile tale. Fie că doriți să vă îmbunătățiți cariera, să începeți o nouă afacere sau să găsiți dragostea, acesta este un moment excelent pentru a vă asuma riscuri și a vă urmări obiectivele. Pentru cei care sunt deja în relații, acesta este un an minunat pentru a vă concentra pe consolidarea legăturii și aprofundarea conexiunii. Căsătoria este un pas mare, iar energia săgetătorului poate fi un mare impuls în a face acest salt. Anul acesta este un moment excelent pentru a te concentra pe construirea unei fundații puternice pentru viitorul tău, mai ales că este anul în care astrele prevăd o căsătorie care îți va schimba viața în bine. Capricorn. Este un an bun pentru a-ți îmbunătăți cariera și a-ți atinge obiectivele profesionale, dar trebuie să fii atent la relațiile cu colegii și superiorii. Este important să-ți păstrezi o atitudine pozitivă și să lucrezi cu ambiție și perseverență pentru a-ți atinge scopurile. Este un an prielnic pentru căsătorie, mai ales că ai avut parte de situații dificile în ultimii 2 ani și ai ajuns să crezi că dragostea te evită. Nu a fost așa. Totul s-a întâmplat pentru a te pregăti să primești ce este mai bun de la Univers. Un partener ideal pentru tine. Relatează a1.ro.